În luna martie 2014 a apărut legea numărul 17 ce reglementează vânzarea cumpărarea terenurilor din extravilan din România. Până la apariția acestei legi, la nivelul județului Mureș, cele peste 7.000 de hectare de teren agricol au fost cumpărate prin intermediari, deoarece în mod de direct străinii nu aveau voie să o achiziționeze. După apariția acestei legi, la nivelul județului Mureș s-au depus la direcția agricolă 676 de dosare și s-au vândut aproximativ 450 de hectare de teren agricol. Legea numărul 17 următorul lucru. Se depune o cerere tip la primăria de pe raza unde este terenul respectiv, proprietarul trebuie să facă oferta cu cât dorește să vândă terenul respectiv, trebuie să facă lista cu preemptorii de cine are prioritate. O altă prevedere a legii numărul 17 pe 2014 este aceea că tot proprietarul are obligația să facă dovada proprietății și să demonstreze că nu are datorii față de stat. Aceste documente sunt verificate de către primăria respectivă și înaintate la direcția agricolă, care da avizul pozitiv sau negativ, în funcție de documentele primite. În termen de o lună de zile se poate face tranzacția la notariat conform prevederilor legale din legea numărul 17 pe 2014.